profesez în domeniul alpinismului, adică în domeniul trăirii viselor proprii, aș putea spune. Nu contează ce facultate am terminat. Cred că sunt multe paralele între a face, nu știu, cercetare la nivel înalt, da? Tema conferinței este cercetare în fizică și descoperiri uimitoare, cu a face alpinism fără oxigen pe cele mai înalte vârfuri ale lumii. Și mă refer aici la o paralelă la nivel filozofic, da? Și alpiniștii și cercetătorii, nu? Până la urmă sunt niște filozofi și niște artiști în sinea lor și sunt niște continuu căutători și exploratori. Ce culmi ați cucerit până acum? Din fericire pentru mine nu am cucerit nicio culme niciodată. Pot să spun doar că sunt un norocos dacă pot vreodată să am ocazia pentru câteva momente fermere să mă aflu pe vârful vreunui munte de peste 8.000 de metri. Până acum am urcat 5 munți de peste 8.000 de metri fără oxigen suplimentar, dintre care 3 în premieră românească. Cioiu în 2006 de 8.201 metri, în 2007 Gașerbrum 1 de 1068 de metri, premier românească, 2008 iarăși premier românească pe Macalu de 8463 de metri, 2011 a doua ascensiune românească a muntelui Manaslu de 8153 și pe 30 aprilie, acum câteva zile, prima ascensiune românească a lui Shisha Pangma de 8027 de metri.